Radio Vocea Speranței Bine v-am găsit, dragi ascultători! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Discutăm astăzi despre adolescenți și anume motivația adolescentului. O avem ca invitat pe doamna Rodica Pascar, psiholog, lector USM, trainer NLP. Bine v-am găsit! Bine ați venit, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim! Se plâng de multe ori părinții că adolescentul lor nu vrea să facă nimic. Stă toată ziua în cameră, discută cu prietenii, nu-și face nici ordine, nici la școală nu vrea să meargă, nici să învețe și lista continuă. Spuneți-ne, vă rog, de ce se întâmplă acest lucru sau este vreo explicație? De fapt este, deoarece vârsta adolescentină este o vârstă specifică unei perioade de criză foarte intensă, da? Așa. că adolescentul intră în fază de schimbare spre o altă vârstă, în primul rând, la nivel fiziologic, la nivel psihologic și la nivel moral. El Așa. trebuie să ia niște decizii care până acum el nu le lua. În locul lui erau luate de către persoanele adulte, ca părinți, bunei, soră, frate, dacă sunt mai mari ca el. Da? Și atunci, în vârsta adolescentină, el se confruntă cu ideea asta că el se separă de aspectul ăsta a părinților, devenind da. un pic mai adult în prima etapă și în al doilea etapă el... sučioknešti kuo alegeriu laiko personalitati. fiindcă la nivel fiziologic are loc boom-ul hormonal foarte intens care pentru ei, chiar și pentru ei ca fată-băiat este neașteptat da, și apar crizele astea intense de furie și agresivitate care, clar, că în primul rând asupra cui vine? Asupra părintelui, dacă el este persoana cu care eu mă întâlnesc cel mai des așa. și în același timp părintele ce face? Îmi spune ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac îmi spune, fă curat, pune acolo nu fă așa, da? Și asta eu ca adolescent o percep că mi și mi se șterbește din autoritatea pe care eu vreau să o impun. Da. da. și ce se întâmplă? Dar părintele, de fapt, în intenția lui pozitivă, fiindcă el vrea să-l disciplineze, da? uită, de fapt, că el se întâlnește cu persoană care, hai să spunem așa, în metaforic, în 5 minute devine adult. Și el vrea să-și creeze personalitatea. Și uh, părintele cumva simte la rândul lui că cap scapă situația de, de sub control da. și din dorința lui să o controleze, da, începe a pune și mai multe reguli, și mai multe reguli, da, și copilul ce face? Începe a protesta. Nu, că nu fac asta, că nu pun asta, că nu, mi-asta nu-mi trebuie, tu nu mă înțelegi, da, asta, așa, câteva din cele argumente pe care îi le aduc. Asta e primul element. Al doilea este că tot la nivel biologic la nivel de creier, să schimbă un pic uh, funcționarea, da? Fiindcă ce face creierul? El își începe a alege acele legături neuronale care sunt mai funcționale pentru adolescent le uită pe celălalt. Da, da, Și dacă adolescentul, da, în copilărie, au avut parte de o copilărie de asta foarte implicată, că părinții au tendința asta să le dea copiilor cât mai multe activități, da? A, și adică și pe tot, la toate cercurile. Da, 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 să reușească pe toți să fie și la dansa, școală, tot, și șachist, <laughs> și matematician, și fizician, și tot ce vrei, da? da? Ok, asta este un curent, este bine, dar trebuie să luăm în considerație și specific copilul. Și dacă copilul a avut prea multe activități extra școlari, extra uh, grădiniță, da, hai să spunem așa, atunci când ajunge în criza asta, el intră într-o stare de apatie un pic, uh -huh. da, fiindcă a fost mult, prea mult și atunci, de acum el intră în stare asta un pic când nu mai vreau nimic, obosala care el a acumulat-o da, și lipsa da. jocului pe care el nu a avut la timpul lui, se compensează prin ce? Prin jocul la calculator, prin închide ușa și lasă-mă singur eu să stau, că toată uh, copilăria mea mă întâri ce o fac exact. Și acum lasă-mă să fac eu singur. Și da? Da, 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 iau și eu o decizie să fac ceva. Și aici este și elementul ăsta uh, fiziologic, biologic, da? care da. se întâmplă. Plus și anumite schimbări la nivel de corp, care cumva pentru ei toți sunt diferite și haideți să recunoaștem că nu toată lumea vrea să fie adult. Multora le place să fie copilul celălalt care duce la grădiniță, da, că da. tot lumea are griji. Și el conștientizează că gata, asta se termină. Și la nivel de factori de personalitate, ce apare? Că eu conștientizez că eu trebuie să devin responsabil față de tot ce se întâmplă în jurul meu. Și în primul rând față de mine. Dar până acum eu n-am fost responsabil Doar responsabil a fost altcineva Mama, tata, ei mi-au spus cum să fac Ce să fac, ei mi-au dat bani și mi-au procurat haine În anumite măsuri chiar ei și-mi procură Haine și-mi expedează și eu mă bucur Și ceea ce eu am vrut da. Dar aici da. eu într-un în fază Că eu trebuie să fac tot asta de Și el se izolează pentru că E frică să iei vreo, vreo decizie sau de ce El se izolează? se izolează mai mult fiindcă, În primul rând el are nevoie Și de o anumită intimitate mai mare mai, mai mult timp mai mult. pentru da. el în spațiul lui da camera pentru copii este foarte esențială. Când el este mic, încă el nu percepe atât de mult spațiul ăsta privat. Dar da. cu procesul cât el începe a crește, când începe a merge la școală, e perioada asta școlară, da, e perioada asta de preadolescentă și el primește spațiul lui, el acolo simte cel mai în siguranță. El simte că aici eu sunt așa cum îns, cu mâns, cu crizele mele de furie, cu nedorința mea de a face nimic, da? Și eu pot să mă sunt liber. Și în momentul în care părintele vine și -a abuziv într-un spațiu insta, da? el se simte și mai persecutat și se simte îngrădit, da? Ca un animal prins așa în, uh, într-un element de pradă, așa de cușcă, da? da? Și da. eu nu știu ce să fac cu toate Plus, eu nu pot să spun părintelui tot ceea ce simți, fiindcă eu undeva am ideea că părintele n să mă înțeleagă că adolescența lui a fost poate altfel decât a mea, mai, a mea, lor a le place și hiberbuleză, zici deci că a mea e mult mai grea, dramaturgie totală, da? Și într-un anumit ce e care recomandare pentru părinți ar fi că e foarte bine uneori să întrebăm și noi în dramaturgia lor un pic ca să le susținem. Teatru. Adică? Adică, uh, uite, eu dacă... plânge, plâng și eu? sau. Uh, nu, el plânge, eu nu plâng, dar într-o și o în stare asta așa un pic de tristețe și spun, da, și mie mi-a fost foarte dificil. Eu mi-aduc aminte ce schimbări. Nu-i spun că a făcut șote și nu știu ce pitreceri, da? Dar da, spun da. că și eu am trăit cei ce ai tu. Da, la mine un pic a fost diferit, fiindcă într-adevăr eu pot să-i validez starea lui că uh, eu am avut altă perioadă, eu poate am avut alt suport, da? Poate pe mine dar eu o să aici să te ajut nu să te disciplineaz ca să-ți creezi un regim de ăsta așa mai autoritat dar să te ajut să te cunoaști fiindcă haideți toți să recunoaștem un pic ei acum au atât de multă informație ei au atât de multe cărți, ei poate să citească despre orice, dar cum ne da eu ca părinte, ce trebuie eu să fac? Eu trebuie să-l orientez, să-l ghidez, să-i spun, Uite, tu citești cartea asta și să vezi ce să înțelegi și hai să ne așezăm să discutăm despre cartea asta. Da, eu am să-ți spun din experiența mea, dar eu am să te ascult și pe tine cum tu vezi și din experiența spațiului tău. Plus, ceea ce se întâmplă în preadolescență cu prietenii acum se accentează cel mai mult. El are nevoie de spațiu de prieteni a lui. Unu, doi, trei, cu care el să ducă, să discute, să vorbească. Dar părinții cumva văd într-o anumită fază văd prietenii ca un gen de element de concurență, că el se duce acolo și mai mult stă, da. mai mult discute și ca un element că prietenii îl învață să nu fie responsabil Fiindcă asta e criza cea mai mare. Părintele foarte brusc o începe să o responsabilizează. Și aici este o greșeală cumva, nu, hai să nu zicem greșeală, dar un element de dorință de a ajuta copilul, noi uităm că noi trebuie să învățăm să fie responsabil pentru niște lucruri. Și asta se începe de mic, da? Ok, nu-i dai la trei um, ani să, nu știu, să facă curat în toată casa, dar el e responsabil de jucăriile lui. Așa. Da? el trebuie Sigur. să le adune, să le pui, să aibă, da? Deci, el e responsabil de un spațiu mai micuț, de niște creoane, da? Și cu cât el crește, se dozează și niște aspecte a responsabilității lui, da? Ce e ce el trebuie să fac. Și în adolescență, dacă el a fost învățat chestia asta, da, el a să aibă un moment de protest, atunci când o să vii furia asta, da, și eu trebuie să fac, da? Și o să iasă foarte așa. Dar atunci eu ca părinte nu încerc să-mi impun autoritatea prin a striga mai tare ca el sau prin a spune gata, ești pedepsit, da? dar să-i explic ok, starea ta e firească, e normală, puseu asta de furie, care apropo eu pas să nu fie la toți, da? eu specific și după uh, temperament, trăsături de persoana, caracter pe care persoana le are, trăsături astea de... Um, personalitate. La unele persoane poate fi invers. El a intrat în cameră, s-a închis acolo și uh, nu i nimeni. Dacă e să bea, să spune, nu nimeni acasă, da? Deci asta e pentru a lui, el să stăie în spațiul lui. lui de confort, da, da mai da, exact. Și aici, cred că părintele poate să intervină, da, cu a organiza anumite ritualuri comune. Hai să privim un film, dar un film care îl alegem împreună, da. sau un film care eu știu cu ție când v-ați-o plăcut da? și hai să ne aducem aminte de ce și ce am trăit. Nu știu. Adică creăm relația. Exact. La asta vă referiți da. acum. Noi o creiem, eu aș spune că noi și-o schimbăm, dacă ea este, noi oferim un alt uh, tip de rol. Da. Eu rămân părintele care am autoritate, dar eu încerc să fiu și într-o anumită măsură și un camarad pentru tine. Uh -huh. da? Dacă o să citim foarte multe cărți, o să spui că părintele trebuie să fie cea mai bună a copilului. Da? Este teoria asta. Da, cumva. este o teorie, dar sunt... Dar, Da, foarte multe discuții da, despre... Da, e prieten sau părinte totuși. Da, totuși în concepția a ceea ce eu văd la nivel practic, interacționând cu adolescențe, interacționând cu adulții, pentru copil părintele trebuie să rămână părinte. Da? Prieteni, el are o oh, oh, câți în spațiul lui. Și ce, ce, ce se întâmplă? Ce am observat eu chiar din experiența adolescenților care vin la mine la consultație. În momentul în care părintele s-au pus în rolul de prieten acel copil nu are atât de mulți prieteni. El a, își Limitează, restringe da. Exact, are prietenilor cu care el interacționează. Plus, el relaționează foarte superficial. Da? Fiindcă eu știu, la mine în cap, -i se dat că prietenul meu adevărat e acasă. Și eu când intru în perioada asta de adolescență, ce fac eu? Eu, de fapt, am nevoie de părinte care să mă ghideze. Eu n-am nevoie Așa? de prieteni. Eu la prieteni o să mă duc și o să vorbesc despre schimbările mele fiziologice, despre convingerile care s-au schimbat, despre necesitatea asta de a fi cu cineva, de a descoperi potențialul meu la nivel moral, la nivel de caracter și la nivel sexual, fiindcă atunci începe și schimbarea asta sexuală. Ceea ce până acum... Dar eu n-am trăit. Și clar că eu am scăut tot de la prieteni care îmi sunt mie aproape și eu zic, da, eu tot așa trăiesc. Eu tot, e fix că tine am și eu. <gătă> Iau, dar eu cred că nu mai eu. am pe lumea, lumea da, asta, că da. Singur pe lumea asta, că el, era și în carte. Da, și atunci el se simte că, ok, situația lui nu e atât de gravă, nu e catastrofal. Înseamnă că se rezolvă, da? Și uh, în momentul în care eu știu că eu să mă duc acasă, dar părintele o să-mi ofere siguranță că eu pot mai manifest criza mea de furie. El a da. să mă susține, să mă valideze. Da? Zic, ok, bine, uite, eu înțeleg, dar sunt și părinții oameni, trebuie să fim alimentul asta de limită. Că când copilul depășește, da? Să știm să gestionăm, să nu intrăm și noi în rol de copil și să începem să pau dat cu dânsul. Da? Că pe el nu înțelege și nici ni eu și nici ni părintele aici. Da? Ca... Așa ești criză, oare da, și da, ca mine. Da, da, da. Și ce se <laughs> întâmplă? Suntem, suntem în criză. Da? Și asta tot este cumva... Um, specific și necesar părintele o să gestioneze, nu de, de altă, dar el este adultul. Corect. În criza adolescentină, de fapt, și pentru adultul din părinte vine o provocare că eu trebuie să mi-asum niște roluri de a vedea nu copilul, că noi când ne uităm, da, orice părinte când a la copilul lui, o să o vadă dintr-o vârstă în care o rămas la dânsul făcut printing în cap sau ancorat, da, spre exemplu, cineva la 3, cineva la 5, cineva la, la 10, dar foarte rar îl vede la realitate vârstei care are, da, și aici când copilul zice, eu am 18 ani, da, sau eu am 17, dar pentru mine tot timpul poți fi copil, da, și apare imaginea ce copilul de, la, de la 3 ani, ușor, ușor, așa, cred, ușor, cum o vede. Ca, ca și la 40 de ani tot da, la 40 tot așa o să vadă. Fiindcă asta e, asta ceea ce el o creat cel mai de preț. Da? Pentru orice părinte asta este. Uh, da, noi nu ne referim aici un pic la aspectul ăsta de Părinți care manifestă violență, da, asta e un pic altceva, e un alt tip de caz. Da, și că când discutăm despre prieteni, oricum ne referim și la înțelegerea asta, pe da. care părintele o oferă, exact. parțial prieteniesc, mm -hmm. dar să nu uităm că are un rol de adult. Da, da? la exact. asta ne referim. A fi prieten a înseamnă că eu sunt aici și îți ofer suport, eu pot să cobor un pic la necesitatea ta, da. Da, spunându un. Din rolul care eu l-am trăit în vârsta ta, da. ce am trăit. Dar ce pot face ca să motivez copilul să facă? De exemplu, chiar să învețe la școală, oricum este un, un nevoie o nevoie. În... Da, dar de fapt a învăța la școală este și responsabilitatea lui. Așa. Da? Deci eu, ca părinte, am responsabilitatea de a, de a merge la serviciu și de a face bani să-ți să tot ce tu ai nevoie. Da? Da. Tu, ca copil, ai responsabilitatea să înveți. Da. Și atâta timp cât tu ești în faza de a învăța, asta e preocuparea ta cea mai mare. Și asta și este momentul când noi învățăm copilul că asta este responsabilitatea ta. Și tu îți asumi rolul de a învăța, de a fi implicat, fiindcă asta e ceea ce e, tu, conform vâști, trebuie să faci. O pui pe umerii lui. Exact. Nu-i treaba mea. nu treaba Dar dacă mea. el nu face nimic, iată, nici nu învață, nici nu lucrează, că unii zic, hai, dacă nu, nu învață, nu, măcar să fac ceva. Cea mai uite, cea mai bun suport în cazul ăsta e să discut cu el și să încerc să-l înțeleg unde o dispărut anumite elemente a motivației, pentru da. că noi știm că motivația sună frumos când spunem motivație, dar de fapt motivația are foarte mai multe componente. Da? Prima sunt niște trebuințe care noi le avem, ele pot fi primare, secundare. Da? Și ulterior vine elementul ăsta de motiv, da. vine interesul, vine o anumită convingere pe care eu am față de lucru pe care îl fac da? și un anumit atribut al sensului. Pentru ce eu asta fac? Da. Și atâta timp cât haideți să recunoaștem că undeva și societatea, dar chiar aș spune că este un gen un rând așa care este mai extins, că oamenii cei mai faimoși și cei mai bogați în lume n-au școală în spate. Deci nu e necesar să facem școală. Dar noi urtăm să luăm în considerație un mic asterix, așa cum este pus în toate contractele. Da? Condițiile în care oamenii respectiv au trăit și condițiile în care noi trăim. Da? Deci specific o societății. În specific cu societății noastre este ok să faci ce puțin 1-9 ani. Eu ca părinte să-l motivez să facă mai departe, eu cu el împreună trebuie să descoperim care este noul tău interes pentru școală. Dar poate fi un adolescent care nu are niciun interes? nu nu este așa ceva. Noi nu toți avem interes. Este că el nu a descoperit care este interesul lui, uh -huh. care este plus beneficiu. Da? De ce? Fiindcă, nu, Eu nu știu, haideți să luăm și așa. Eu, spre exemplu, am avut parte de părinți care nu a atât de mult au insistat asupra procesului de învățare. Eu spus că asta este responsabilitatea ta. Cum sunt să înveți, asta o să fie. Da? Dar din jurul meu, toți prietenii mei, părinții spuneau că aduci numai 9 și aduci numai 10. Mai jos nu se acceptă. Da? Ăm, ce au făcut părinții mei ca să mă motiveze să învăța? Ei au văzut că interesul, motivul meu în spate a învăța este un pic material. Nu, ca copil eu aveam. Și au început să-mi dai uh, bănuți pentru procesul de studiu, da? Și ce au făcut? Dar aici o atenție care a fost o mișcare foarte strategică din partea lor. Ei mi-au dat pe o anumită perioadă, dar în timp au început a scoate. Ei mi-au trezit interesul Așa. și motivația pentru a face, fiindcă eu am înțeles, dacă eu am să-mi eu am să obțin ceva din asta. Noi toți așa funcționăm. O recompensă de scurtă durată, exact. pentru a forma un obicei, până da, la urmă. Exact, obiceiul s-a format, da? ei mi-au lăsat și mi-au scos și eu da. merg mai departe. Dar ă, asta nu este pentru toți copiii. Asta părinții mei au identificat pentru mine ce merge. E același lucru. Eu, ca părinte, ce pot face? Da? Că, uite, M-ați întrebat ce pot face? Să descoper care sunt noile interese a copilului meu. Ok, și dacă eu văd că pentru el este interesant uh, tot ce țin de calculatoare, da? eu întreb, poate ai vrea să mergi să faci niște cursuri și îi spun că tu poți să mergi să faci cursurile și asta pe el îl motivează și la nivel școlar să facă, că dacă tu îi dai corect accentul, uh -huh. da, fiindcă tu ești adultul, tu nu poți să aștepți de la el să fie adult da? Fiindcă el, el de la tine asta așteaptă, el nu spune asta, dar el așteaptă chestia respectivă. Și spune, uite, dacă nu ai cu tine, tu te duci și faci asta. Hai atunci să vedem, poate poți și mai mult să te implici și în activitatea școlară, fiindcă îți dai seama că una fără alta nu o funcționează bine. Da? Dar dacă eu încerc invers prin disciplină, spun că nu, dacă nu ai să faci asta, da? elementul ăsta de privare, părinții fac chestia asta. Spre exemplu, dacă nu ai să ne aduci 10 de 10, nu -ai, um, ai, ai să mai ai da, acces la calculator, nu ai să mai ai acces la da. asta. Pentru, a, pentru, copil asta este ok, da? Fiindcă copilului trebuie limite pentru adolescență. Până la ce vârstă vă referiți? Nu, eu aș merge undeva până la 9 ani. Da? Când de acum el începe a, merge proces, crea procesul ăsta de dezvoltare, unde noi trebuie să modificăm un pic accentul ăsta a disciplinării. Așa. Da? Fiindcă el oricum se dezvoltă în, concordanță cu uh, creșterea copilului ci el disciplina pe dânsul la trei ani, la exact. nu asta mai disciplinează. <laughs> și exact. da? la trei asta era funcțional, când tu îi spuneai, uite, dacă nu faci asta, nu-ți mai cumpărăm o jucărie. Da? Și eu zice, opa, stai că eu jucărie, eu vreau tare. Înseamnă că mă duc eu și strâng. Da? În adolescență asta sună ca element că tu pe mine ca persoană nu mă mai respecti. Tu nu mă iubești în momentul în care tu pe mine mă privezi. Și accentul lui sau aspectul ăsta de furie, da. el se intensifică și protestul, fiindcă uh, criza adolescentină în literatura de specialitate se mai numește criza rebelului. Da, da? da. Că și dacă părinții sunt sigur că și a aminte de vârsta, de vârsta copilului de la 3 trei ani doi jumate, când el zice, nu, nu vreau, da, nu vreau, da, dar nu mai numai eu, da, și apoi mai este și criza, eu singur, da? ca să fac o analogie, la adolescent, toate crizele cele vin așa, hop, te dă sub de știți? Eu sunt sigur că mulți din persoanele care ascultă s-au trezit în situația în care au venit oaspeții și au făcut surpriză da? Și tu, la un moment dat când ești da? E același lucru și cu adolescentul. Tăt vine peste dânsul și ce oh, să fac cu asta? Un fug? Dar el știe că nu poate fugi. Dar o chestie foarte importantă pentru părinți. Asta nu durează veșnic. Asta durează undeva vreo 2 ani. Da? Până la 18-19, plus minus. Dar e foarte important pentru el ca viitor adult să-și poată trăi criza. Dar noi ca adulți, ca părinți, să fim lângă el, să vedem fiindcă foarte bine să știi că în criza asta modificările lui de personalitate pasă să determine și anumite tulburări nu prea funcționale pentru el pe viitor. Da? Și noi, ca părinți, avem rolul să-i oferim lui siguranță, că orice s-ar întâmpla, cine a ai experimentat acolo, tu poți să vii la mine și eu o să-ți ofer ție suport și susținere. Da? da? Ok, eu nu o să am poate, nu știu, un milion de lei să-ți ofer, dar eu am cu tine împreună o să descoperim cum noi putem asta face. Asta nu înseamnă că eu rezolv problema în locul lui. Asta e un moment foarte important, că părinții au tendința asta. Hai să rezolvăm problema în locul copil. Nu, că el nu mai e copil, el e adolescent. Deci, el își asumă acțiunea pe care o făcut-o, dar eu sunt lângă tine, asta nu înseamnă că eu nu te mai iubesc, nu ești copilul meu, dacă mai se întâmplă situația respective. Eu te înțeleg, eu îți ofer sport, dar tu ai greșit. Tu ai făcut o acțiune care a avut consecință, și, să nu spunem greșești. Și Da, exact. Și tu suporți. Ți-ai stricat telefonul pentru că ai da. fost neglijent? Asta da, e? asta e. Telefonul este o necesitate în contextul în care poți să fii cea mai simplă ca să suni. Dacă tu vrei mai performant, îți asumi responsabilitatea, strângi niște bani, aduni te ajut să găsești da, dacă ai exact. nevoie un loc de muncă sau... Exact, așa, part-time, faci da, ceva, da, deci... Da eu te ajut să găsești o modalitate constructivă cum să aduni banii ca să-ți cumperi telefonul pe care îl dorești. Da? Adică din discuția cu dumneavoastră înțeleg că motiva motivarea să nu este un moment, este un uh -huh. proces care durează practic zice, chiar de la nașterea copilului. Uh -huh. Și dacă vorbim despre adolescenți, nu trebuie să punem accentul cum, ce să fac eu, dar uh -huh. cum să fiu alături de e copilul exact. meu. Și exact. atunci motivația va apărea da, de la, de la exact. sine. Momentul, cel, ca să rezum cumva, cea mai importantă motivația adolescentul îi susțin să susțin să-și găsească hobby, domenii Așa. de interes pentru dânsul. Unul, da? Fiindcă în momentul în care copilul și ulterior adolescentul are hobby, el permanent o să țină dorința asta de a cunoaște da De a face ceva Doi, motivația constă și în aspectul Să-i oferă un pic de spațiu Camera lui totuși e camera lui Ordinea pe care el o face E ordinea lui da. Dar eu sunt responsabil să spun Că cel puțin o dată în săptămână Eu ca părinte, ca mama ta, ca tata ta, Aștept să fie curățenie Hai să vedem cum că lună cum o vreau, eu n-am să mai fi, dar cum, da? Măcar, și... da, cât e nevoie, mediu așa. da, Mediu, ca eu îți pot intra în camera asta, <laughs> știi, de ce nu m să nu mă spar, să găsesc și eu lumină. Nu ca la pliușchin, da. Da, exact, exact, că este și specific cu asta. Asta este. Eu ca, tot în elementul motivațional, eu ca părinte am responsabilitatea să-i mai aduc din când în când aminte de anumite responsabilități pe care el le are. Asta tot ține de motivație. Și tot eu ca părinte nu i spun că dacă ei sunt să viață, să ei să devii mari și chestii. Nu. Fiindcă asta este foarte abstract. Ei spun că faptul că tu învieți acum, faci asta acum, o să-ți oferi ție posibilitatea ulterior să faci ceea ce tu dorești. Da? Mm -hmm. Dacă tu vrei să fii milionar, sigur tu să ai posibilitățile astea. Dar cum eu mă duc la lucru ca să-ți asigur ție tot ce tu, ce ce vrei tu, același lucru și pentru tine, da? Să te duci și să înveți. Și uh, criteriile, da, nu aștept de la el numai 10, fiindcă, într-adevăr, în situațiile de criză adolescentină, este specific că este de dispoziție, da? Și atunci el poate să aibă o situație când, nu că el nu a învățat, dar, pur și simplu, pe el atât de mult emoții dat o dată și toate sunt legate de tristețe, de Adicent, schimbări. are. Da, exact. Și atunci, în cazul să accept că el poate să iei și un 8, poate să iei și un 7, da? Dar e și un șase șapte, nu da, e... Și un cinci, da, da și da. chiar și un doi, tot e o experiență, să vedea cum e asta să ai note de doi. Știi dacă da. Și eu, o iau asta și pentru mine și pentru dânsul, pro... hai să vedem ce facem mai departe. Da, vin în suport, cum ați spus. Vin și o susțin, îi ofer suport și disciplina o, o fac conform vârstei lui. Și noi, ca părinți, motivația foarte mult pentru părinți, asta recomandarea, să oferim copilului suport de a crea o, o rețea socială de prieteni care o să-i ofere suport, mm -hmm. da? Nu e că nu te duci cu dângă și stai și învață, da? Fiindcă în momentul în care el primește acceptarea că eu pot să mă duc, eu pot să fac asta, eu însă am și motivația mai departe să fac ceea ce vrea părintele. Exact. Da? Fiindcă pe mine m-a validat, mie mi s-a dat voie să fac ceea ce vreau. Vreau să încerc să fac acolo un pic de dansuri balet. Nu, no, ok, încearcă o lună, două, să vezi cum e. Da? Vrea să meargă acolo să joace un bowling. Da? Hai să vedem ce de la oră War. Să stabilim cu dânsul împreună cum schimbăm regulile. Fiindcă doar împreună da, cu el da. noi putem face schimbarea. Pentru că dacă nu-i permiți să fac ceea ce îi place, nu vă face nici ceea ce, da, ce și trebuie. Eu vreau de la cum data. aș zice? Da, da exact. și vrea societatea? Sau? Exact, exact. Da. Fiindcă ce o să apară? O să rămână în rolul ăsta de a protesta. Da. Uh -huh. Asta e rolul părintelui pentru criza asta Să vin, să-i ofer suport Și cu dânsul să discut Cum să gestionăm Toată situația asta Fiindcă eu am trăit da. Eu știu cum a fost Chiar și dacă a fost vremea mea Dar eu știu cum a fost Și eu pot să-ți spun din trăirile mele Și hai împreună să vedem cum schimbăm Și în momentul este adolescentul primește acceptare și asta e un moment. Și tot de motivație ține și spectrul ăsta că eu să înțeleg că uneori copilul meu poate să sufere nu dintr-un anumit motiv, dar așa e venit lui, așa e starea lui. Și să-i ofer un pic de spațiu el să sufere, dar să mă mai întreb din când în când. Uite, vrei un ceai? Hai poate să-ți facă, să, -ți face, să -ți facă mama sau eu Eu sunt acolo, ceva. sunt exact. aici. Exact. Și am pe momentul ăsta îl spui că, o, ce s-a întâmplat, tata și mama o să fie cu mine. O să-mi dea băsmăuță și ai, când eu încep a da, la o comedie, da, da o să Și o să mi fie sport și nu o să-mi că, că, tu ne-ai făcut, da? Nu e rolul nostru, și -am, fiindcă noi ca oameni, mai ales când creștem, noi de-am știm și n-am făcut. Dar pentru fiecare adolescență e foarte plăcut când vine acasă și mama și tata îi spune că noi o să fim cu tine. Da? Și tu îi Că noi oferim lui încredere. Da. El asta caută. Eu ca adolescent caut să primesc încrederea din partea părinților mei că eu am să mă descurc. Și în momentul în care eu asta nu-i ofer, e și clar că nici el mie nu o să-mi oferă școală, disciplină și chestii. Asta e elementul motivațional. Da. Paradoxal, dar la adolescent motivația nu e despre material, dar despre a-l valida pe dânsul ca personalitate și a oferi încredere lui ca personalitate. Că tu ai valoare. Tu de ești om început o leac de adult, cum spune, da. și tu ai valoarea ta. Vă mulțumim pentru acest dialog M interesant, chiar foarte interesant despre adolescență și că ne-ați spus niște accenti foarte importante. Mulțumesc mult pentru invitație. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă amintim că ne puteți adresa întrebări, oferi sugestii pe pagina noastră de Facebook Educație pentru Viață la Radio Voce Speranței Moldova sau la adresa electronică contactarontrevese.media. Adolescența este o perioadă dificilă de tranziție, în care nu prea ai idee ce să faci și cum să faci. Să-i însoțim pe adolescenți cu calm și înțelegere în căutările lor.